Pe vremea când evolua la Barcelona, Maradona a fost întrebat dacă se consideră cel mai bun fotbalist al lumii. Răspunsul argentinianului i-a uimit pe jurnaliști. Nu, nu sunt eu cel mai bun. Mai bun decât mine este nebunul care joacă la Cadiz. Maradona se referea la Mágico González, un atacant din El Salvador care a refuzat Barcelona în favoarea petrecerilor. Acesta era cunoscut pentru caracterul său zbuciumat, slăbiciunea față de distracții, lenea și lipsa de disciplină, însă toate astea erau eclipsate de talentul unic pe care el avea Mágico. Nu îl interesa cum arăta, avea halucinații din cauza alcoolului, însă când m-am antrenat pentru prima dată alături de el, abia atunci am aflat ce înseamnă minunile. A declarat într-un interviu fostul colega lui Mágico de la Cadiz, Juan José. Prieteni, în clipul de astăzi îl vom cunoaște mai bine pe vrăjitorul din El Salvador, Mágico González. Dar înainte de a merge mai departe, v-aș ruga să apăsați butonul de subscribe. Hai să ne apropiem cât mai repede de 100.000 de abonați. Mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută! Jorge Alberto González, a.k.a. Mágico González, a născut în 13 martie 1958 în capitala El Salvadorului. Acesta era cel mai mic într-o familie de 8 copii. Pe când avea 10 ani, Mágico și-a aflat marele idol, acesta fiind chiar fratele său mai mare, Mauricio González, care a mers împreună cu naționala de fotbal a El Salvadorului la Jocurile Olimpice din 1968 din Mexic. Exact atunci, micuțul a înțeles că vrea să devină același întreg cu fotbalul. În continuare, a început să-și testeze forțele la mai multe echipe din capitală, până când la 17 ani a semnat un contract profesionist cu Antel, echipa Asociației Naționale de Telecomunicații care evolua în prima liga El Salvadorului. Așadar, în primul său sezon 1975-1976, González a înscris 13 goluri, tot atunci pentru driblingurile sale răvășitoare primindu-și porecla Mágico, care ulterior avea să-i devină al doilea nume. Primul care l-a numit așa a fost Rosario Hernández Colo Colorado, patronul unui alt club din El Salvador care a rămas uimit de hat-trick-ul lui González în poarta echipei sale. După un an, cei de la telecomunicații au refuzat să o mai financeze pe Antel, iar Mágico a fost nevoit să caute o nouă echipă. În rezultat, a semnat cu Independiente, tot în prima liga natală. După un sezon, acesta a fost ofertat de FAS, una dintre cele mai respectate echipe ale țării. Tot atunci, atacantul de doar 18 ani își făcea debutul în echipa națională, mai mult acesta înscria și un gol contra Mexicului. După asta, impresarii mai multor cluburi mexicane au venit să-l urmărească, însă peste o săptămână și jumătate au părăsit El Salvadorul dezamăgiți. Totuși, la FAS, Mágico González avea să petreacă 5 ani nemaipomeniți. Devenea de 3 ori campion național și în 1979 triumfa în CONCACAF Champions League, Liga Campionilor de pe continentul nord-american. De asemenea, evoluând constant pentru echipa națională pe care a ajutat-o să obțină calificarea la Mondialul din 1982 ce se desfășura în Spania. El Salvador a făcut parte din grupa a treia alături de Argentina, Belgia și Ungaria. În prima partidă, Mágico și Gașca au pierdut cu 10-1 în fața maghiarilor. În cea de-a doua s-au bătut eroii cu belgienii, s-au cedat până la urmă cu 1-0. Iar în ultima etapă venea înfrângerea cu 2-0 contra Argentinei. Chiar și așa, spaniolii au atras atenția la numărul 11 al nordamericanilor, care se deosebea vizibil față de colegii săi, avea o viteză grozavă și un dribling deosebit care nu se învață în școli. Așadar, Cadiz, o echipă ce evolua în Liga a doua a Spaniei, a considerat că jucătorul din El Salvador ar putea deveni util în drumul spre promovare. Suma transferului a constituit 130.000 de dolari, dintre care 6 au mers în buzunarul lui Mágico. În primul sezon în Spania, salvadorianul a înscris 15 goluri în 33 de meciuri și a ajutat-o pe Cadiz să promoveze în La Liga. În rezultat, Atletico Madrid și PSG au început vânătoarea, parizienii chiar au venit cu o ofertă oficială, însă Mágico nici măcar nu s-a prezentat la întâlnire, ignorându-i cu maximă aroganță pe francezi care bătuseră un drum lung până în Andaluzia. În vara anului 1983, Cadiz a făcut deplasarea în Statele Unite pentru a întreține un cantonament în compania Barcelonei. Maradona, când l-a văzut pentru prima dată pe Mágico în teren, a spus că acesta cu siguranță face parte dintre cei mai buni 10 fotbaliști pe care i-a întâlnit vreodată. Ei bine, de acum Cadiz era în La Liga și la un moment dat venise vremea pentru un meci oficial cu Barcelona. Partida însă a început fără Mágico González, care după o noapte grea prin cluburi a ajuns la stadion
Girona via la pauză. În acel moment, catalanii conduceau cu 3-0. Salvadorianul a fost imediat introdus în teren, iar Maradona avea să rămână cu gura căscată. Magico înscria 2 goluri și livra 2 pase decisive, iar Cadiz se impunea cu 4-3. Totuși, în acel sezon, andaluzii acumulau prea puține puncte și reveneau înapoi în secunda. Magico însă era inundat cu oferte. Cea mai insistentă era Fiorentina, care în acel moment avea vedete precum Passarella sau Socrates. Salvadorianul însă i-a refuzat pe italieni fără să le asculte oferta. În schimb, a acceptat să meargă cu Barcelona într-un nou cantonament în state, doar că de această dată din postură de jucător aflat în probe. Magico s-a descurcat de minune, iar visul catalanilor de a obține semnătura acestuia era tot mai aproape. Însă, într-o noapte, acesta s-a întors în hotelul în care era cazată echipa cu o femeie și, pentru a rămâne numai cu ea, a activat alarma de incendiu, făcându-i pe toți să iasă afară. După asta, șefii catalanilor s-au supărat pe acesta. Pe Magico însă nu l-a afectat prea mult. Da, recunosc, nu sunt perfect, iubesc viața de noapte, iar nebunia mea față de alcool n-o pot lecui nici eu, nici mama mea, dar apoi voi credeți că aveți vreo șansă? Mi-e milă de voi că tratați fotbalul ca pe o meserie, fotbalul de fapt e o alinare pentru suflet, a declarat Magico, după care i-a întors spatele Barcelonei și a plecat. Pe cât de curajoasă, pe atât de nebună era decizia lui, și asta pentru că înainte de cantonamentul din state plecase de tot de la Cadiz. A stat jumătate de an fără echipă, refuzând ofertele celor de la Atalanta și Sampdoria. În rezultat, în ianuarie 1985, acesta a semnat cu Real Valladolid. Nu prea i-a plăcut acolo, viața lui personală era controlată strâns de boșii clubului, care îl sancționau pe acesta cu $700 pentru fiecare meci la care nu se prezenta. Astfel, timp de un an și jumătate, Magico a venit numai la 9 partide, avea datorii serioase față de club, dar în același timp avea și cel mai mare salariu. Așa că cei de la Valladolid au hotărât să meargă spre o reziliere anticipată a contractului. În septembrie 1986, la 28 de ani, Magico González a revenit la Cadiz, singurul club care era de acord să-i tolereze irresponsabilitatea. Însă, de la atâta atenție, salvadorianul a început să facă abuz. Petrecerile și femeile nu se mai terminau, iar antrenamentele, firesc, nu mai începeau. Astfel, cei de la Cadiz au cerut ajutorul lui Manuelio Armando Monedero, fostul antrenor al lui Magico de la FAS. De asemenea, au trimis și o scrisoare către Federația de Fotbal a El Salvadorului ca aceasta să ia măsuri cu fotbalistul petrecăreț. În rezultat, lui Magico i-a fost atribuit un impresar special care îl trezea dimineața ca acesta să nu întârzie la antrenamente. De asemenea, șefii lui Cadiz au anulat sancționările financiare pe care le primea Magico când lipsea de la meciuri și au introdus o nouă taxă. Astfel, dacă salvadorianul nu se prezenta la un meci când avea să vină data viitoare cu dispoziție de joc, să fie ținut pe bancă. Magico însă iubea mult prea mult fotbalul pentru a sta pe bancă. Așa că acest lucru l-a motivat să se schimbe, devenind în sfârșit cât de cât constant. În continuare a ajutat-o pe Cadiz să promoveze din nou la Liga și de această dată andaluzii au rezistat sus mai mulți ani. În 1989, Magico González a fost găsit vinovat de hârțuire sexuală, iar la puțin timp prietenul său Camora, borfaș în orașul Cadiz, a fost ucis. Aceste lucruri l-au făcut pe salvadorian să uite din nou de disciplină și să se înnece iarăși în patima paharului. În următoarele 2 sezoane, acesta nu a strâns decât 22 de meciuri în toate competițiile. În rezultat, în vara lui 1991, la 33 de ani, Magico a fost alungat de la Cadiz și de această dată fără cale de întors. Pe vremea aventurii sale în Spania, Magico și-a stricat relația cu Federația El Salvadorului, refuzând să mai joace pentru echipa națională. Așa că revenirea acasă putea însemna un nou eșec. Norocul său a fost că între timp Manuelio Armando Monedero a devenit președintele clubului FAS și l-a aștepta pe acesta cu brațele deschise. De acum situația financiară era mult mai modestă, iar petrecerile spumoase pe care le iubea atât de mult Magico devenise un lux pe care nu și-l mai putea permite. În acel moment nu mai avea nimic în afară de fotbal. Dintr-o dată, campionatul El Salvadorului a devenit mai colorat ca oricând, iar motivul era simplu: Magico González. Driblingurile nebune, golurile din foarfecă sau din Rabona au devenit obiecte de uz casnic pentru amatorii fotbalului din El Salvador. În rezultat, Magico a fost rechemat în echipa națională. În calificările pentru mondialul din 1994, acesta a înscris cu Nicaragua, Canada și Bermuda, însă nu a reușit să-și califice țara la turneul final. Și tot atunci, la 36 de ani, și-a anunțat retragerea din selecționare.
eliminată. În schimb, s-a motivat suplimentar și a cucerit două titluri consecutive de campion al El Salvadorului în 1995-1996. Peste 2 ani, în 1998, Magico a fost convins de Kirill Doicevski, antrenorul naționalei, să meargă la Cupa Americii de Nord. Acolo El Salvador a făcut parte din grupa A, alături de Jamaica, Guatemala și invitata specială Brazilia. În primul meci, Magico și compania au remizat cu Guatemala, după care a venit înfrângerea cu 4-0 contra Braziliei. Calificarea se decidea în ultima etapă. Pe 8 februarie 1998, El Salvador a pierdut cu 2-0 în fața Jamaica, iar acea zi devenea ultima în care Magico îmbrăca tricoul țării sale. În total, acesta a strâns 62 de selecții și a înscris 21 de goluri. În continuare, Magico mai juca încă un sezon la FAS, până când în 1999, la 41 de ani, și-a anunțat retragerea și astfel ajungea la Amurg, care era unuia dintre cei mai talentați fotbaliști din toate timpurile. Soarele său însă nu a alunecat după orizont și a rămas pe cerul fotbalului și în prezent, ca o lecție despre cum poți avea totul și să rămâi cu nimic. Însă toți pașii săi din viață, cel puțin au fost făcuți cu inima, iar asta ar putea conta mai mult decât orice faimă. Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!